O cântare nouă de la Dumnezeu. Și el mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă Dumnezeului nostru. Mulți vor vedea lucrul acesta și se vor teme și se vor încrede în Domnul. Psalmii 40 cu versetul 3. Când Duhul lui Dumnezeu stăpânește mintea și inima, sufletul convertit izbucnește într-o cântare nouă, căci el își dă seama că în viața sa făgăduința lui Dumnezeu a fost împlinită, că fără de legea sa a fost iertată și că păcatul său a fost achitat. El a experimentat pocăința față de Dumnezeu pentru încălcarea legii divine și credința față de Hristos, care a murit pentru îndreptățirea omului. Fiindcă suntem socotiți îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Să tăcem noi având înaintea noastră o perspectivă ca aceasta, o nădejde atât de glorioasă, o asemenea răscumpărare, câștigată de Hristos pentru noi cu prețul propriului său sânge? Nu-L vom lăuda noi pe Dumnezeu cu glas tare, așa cum au făcut-o ucenicii când Iisus intra călare în Ierusalim? Nu este perspectiva noastră cu mult mai glorioasă decât a fost a lor? Atunci cine să îndrăznească să ne oprească să-i dăm slavă lui Dumnezeu chiar cu glas tare, când avem o astfel de nădejde încărcată de nemurire și plină de slavă? Noi am pregustat puterile lumii care va veni și dorim mai mult. Întreaga mea făptură strigă după viul Dumnezeu și nu voi fi mulțumit până nu voi avea toată plinătatea sa. Prin faptele lor bune, urmașii lui Hristos nu trebuie să aducă slavă lor înșiși, ci aceluia prin al cărui har și putere au făcut toate acestea. Orice faptă bună este adusă la îndeplinire numai prin Duhul Sfânt, iar Duhul nu este dat pentru proslăvirea primitorului, ci a dătătorului. Când lumina lui Hristos strălucește în suflet, buzele vor fi pline de laudă și mulțumire față de Dumnezeu. Rugăciunile voastre, împlinirea datoriei, bunătatea voastră, tăgăduirea de sine nu vor fi tema gândurilor sau conversațiilor voastre. Iisus va fi mărit, euul va fi ascuns și Hristos se va arăta ca totul în toate. Am un apel pentru tine. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți umple inima de bucurie și recunoștință, așa cum a promis, și să pună în gura ta o cântare nouă, o laudă neîncetată pentru bunătatea sa. Fii deschis la lucrarea Duhului Sfânt în viața ta, care aduce transformarea autentică și o inimă plină de mulțumire. Predă-ți inima lui Hristos, astfel încât El să fie mărit în tot ce faci. Aceasta este o chemare la o viață trăită în lumina Harului Divin, care se reflectă în fiecare gând, faptă și cuvânt. Îndrăznește să te încrezi în El pe deplin, lăsându-L să transforme complet viața ta într-o mărturie vie a iubirii sale. Meditează la următoarele întrebări. Ce simți atunci când realizezi lucrarea de mântuire pe care o face Dumnezeu în tine? Există anumite impedimente care nu-ți permit să-ți manifesti lauda și bucuria față de Dumnezeu? Este posibil ca orientarea gândurilor tale să fie direcționate mai mult spre tine decât spre Dumnezeu? Începe această zi aducându-i laude lui Dumnezeu pentru îndurarea și harul său, chiar și în lucrurile mărunte. În momentele de reușită, amintește-ți să dai slavă lui și nu realizărilor tale personale. Îmbină lauda cu fapte bune făcute în taină, care să reflecte lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Chiar și atunci când te confrunți cu dificultăți, cântă în inima ta o cântare nouă care să te conștientizeze că Dumnezeu este cu tine atunci când Îl chem și îți oferă pace și putere să continui. Amin.